Ar fi cea de-a treia victorie consecutivă din acest sezon competițional pentru CSM Târgoviște dacă reușește să se impună pe terenul celor de la CS Volei Alba Blaj sâmbătă 1 noiembrie începând cu ora 13 în duelul care contează pentru etapa 4-a a diviziei A1. Conform calculelor din clasament, balanța indică o egalitate între cele două adversare aflate cu 6 puncte în cont. Oficialii târgovișteni însă au emoții în duelul cu CS Alba Blaj. Dintre cele mai grele meciuri din acest sezon, o deplasare la Blaj în fața uneia dintre candidatele la câștigarea campionatului. Formația din Blaj și-a depus în mod oficial candidatura la cucerirea cupei și a campionatului. Are rezultate notabile, este o formație puternică și vom juca sâmbătă de la ora 13 în sala din Blaj. Sperăm la un rezultat pozitiv, deși din punct de vedere valoric echipa din Ardeal este cotată mai bine decât echipa noastră. Iată clasamentul general al diviziei A1 la volei feminin. Avem o calificare în Cupa României, avem două victorii și o înfrângere. Sperăm ca, așa cum spuneam, lucrurile să intre pe un făcaj normal. Ne așteptăm să obținem un rezultat pozitiv și la Blaj, însă în același timp trebuie să ne gândim că înfruntăm o formație extrem de puternică. O să vedeți că în acest sezon, alături de Știința Bacău și CSM București, formația din județul Alba va fi una dintre protagonistele întregerii feminine de bord. Evoluțiile de până acum ale elevelor lui Drăgan Neși le dau speranțe oficialilor că în sezonul acesta CSM Târgoviște va face o figură frumoasă.